Distribuitorii de gaze naturale au început să transmită informări către consumatori prin care îi avertizează că pot fi deconectați de la rețea fără preaviz, în cazul în care nu vor face economii la consum. Primarii din Anenii Noi au fost atenționați în acest fel printr-un demers emis de Anenii Noi Gaz. Astfel, consumatorilor li se cere să reducă consumul de gaze naturale. La rândul său, Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz a menționat într-un comunicat de presă că astfel de avizuri nu reflectă poziția generală a întreprinderii și nu ar trebui percepute la propriu. După viață, undeva la 50-60 de locuri de muncă, ce ați faci cu oameni? Să-i trimiți pe acasă, probabil. O înștiințare cu acest mesaj a fost adresată primarului din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, care la rândul său a publicat-o pe o rețea de socializare. Furnizorul de gaze, Ialoveni Gaz, își motivează decizia prin instituirea stării de alertă în sectorul de aprovizionare cu gaze din țara noastră. Primarul din Chetrosu zice că atât timp cât afară este relativ cald, vor încerca să economisească. Asta le va reuși însă mai puțin atunci când temperaturile vor scădea sub 0 grade Celsius. De unde de astăzi noi iarăși reducem consumul de gaze? Ca să putem să menținem în cadrul legal. Să trecem la, spunem, la o altă gen de activitate sau alt tip de consum energetic, la lemne, la cărbune, dar asta tot e costitor, fiindcă se primește că am să avem careva provocări anul acesta în teritoriu. Primarul vrea ca în viitor să nu se mai întâmple astfel de incidente, iar o soluție este ca localitățile să fie aprovizionate cu produse energetice alternative. Ca primar, cred că am să discutăm și cu Consiliul Local ca să găsim metodologii de alternativă, nu numai la gază, dar probabil că am să căutăm posibilitate la bateriile solare ca să putem să avem alternativă. În aceste zile însă toate instituțiile publice, inclusiv școlile, grădinițele și chiar spitalele, sunt nevoite să facă economii la consumul de gaze. Directoarea grădinițe din Toderești spune că a pornit căldura doar de la un singur cazan, dar acest lucru nu va fi posibil și iarna. Noi până am ajuns la redeschiderea căldurii, au fost un moment atunci de o săptămână cât am lucrat intens cu Ialoveni Gaz, cu Anenii Noi Gaz, că să dăm drumul la căldură. Atunci în perioada aceea copiii își boleau, nu veneau la grădiniță, era o frecvență foarte slabă. Și n-am vrea să ajungem la momentul ăsta când să se închidă căldura, fiindcă nu avem alte surse. Și agenții economici care consumă volume mari de gaze au fost avertizați că vor fi deconectați de la rețea fără a fi informați în prealabil, dacă nu vor reduce consumul cu cel puțin 30%. Administratorul uneia dintre cele mai mari companii producătoare de materiale de construcție din țară spune că ar fi gata să achite gazul și mai scump, doar ca să poată activa fără întrerupere. În caz contrar, cei peste 60 de angajați ai săi riscă să intre în șomaj. Noi suntem obligați ca să reducem consumul de gaz nu undeva la 30%. Asta se primește respectiv, noi vom fi nevoiți să reducem producerea cu 30%, chiar un pic și mai mult, și o parte din lucrători care lucrau 8 ore până ieri, până ziua de ieri, vor lucra undeva 6 ore, 5-6 ore pe zi. De partea cealaltă, directorul Ialoveni Gaz, Ruslan Saca, ne spune că această decizie de a trimite demersuri le aparține lor și a fost luată în condițiile stării de alertă. Situația primordială ca să putem să asigurăm consumul de gaz la consumatorii casnici. În considerent ăsta am luat decizia noi pe intern să îndreptăm așa demersuri, adică sunt niște note informative, așa mai bine spus, cum lumea ar putea ca să-și reducă consumul de gaz cu situația creată în Republica Moldova. Și Moldova Gaz a venit cu un comunicat de presă în legătură cu demersurile apărute, în care menționează că acestea nu reflectă poziția generală, iar problema deconectării consumatorilor de la rețea, în special a celor din categoria protejată, nu ar trebui considerată ca un scenariu realist. Premierul Natalia Gavriliță dă asigurări că Republica Moldova nu va rămâne fără gaze naturale în prag de iarnă. Șefa guvernului a mai declarat că au început negocieri pentru a cumpăra gaz din surse alternative, dar recunoaște că nu sunt deloc simple, mai ales cele cu Federația Rusă. În context, ea a subliniat că cetățenii trebuie să folosească gazul cu bun simț.